Dragilor, bine v-am regăsit în cadrul unei noi campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, Iubirea în poezia persană. Astăzi, alături de noi, este Ovidiu Nedu, filozof, și începem, cum vă spuneam, o nouă campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, pentru că, iată, luna februarie, luna iubirii, vom vorbi despre o frumoasă colecție din cadrul editurii Herald, Înțelepciunea Inimii. Ce înseamnă poezie sufită? Ce înseamnă înțelepciunea inimii sau conceptul de inimă spirituală? Cum este reprezentată, cum este descrisă iubirea în poezia maestrilor sufi? Se știe că nu există mistic sufit care să nu fi compus poezii sau a cărui proză, oricât de intens afectivă, să nu se transforme pe alocuri într-un limbaj ritmat cu imagini poetice. Pentru că suntem, așa cum v-am spus, în luna iubirii, vă invităm în perioada 17-24 februarie într-o călătorie spirituală în universul poetic al tradiției sufi. Vom discuta alături de invitații noștri despre Rumi, Madnaui și Oceanul Sufletului, Omar Khayyam și Caravana Vieții, Ibn Arabi, Khalil Gibran, Inayat Khan, Peripețiile lui Nasrattin Hoxha, despre înțelepciune, cunoaștere, iubire, despre poezia sufită și maestrii spirituali sufi. Cum vă spuneam, astăzi alături de noi este Ovidiu Nedu, filozof, și vorbim despre personalitatea lui Omar Khayyam, un poet foarte cunoscut și în societatea românească, cel puțin în ultimii 15-20 de ani. Astăzi vorbim despre o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii. Este vorba despre Caravana Vieții, 500 de catrene de Omar Khayyam. Două teme majore putem spune că le întâlnim în opera lui Omar Khayyam, teme care sunt nu numai esențiale pentru conținutul metafizic al universului său poetic, dar și realități subtile, simbolice, cu posibilitate de realizare inițiatică și metafizică, cum ar fi, de exemplu, vinul și timpul. Vinul simbolizează în mod aparte un gen special de cunoaștere. Iubirea, în mod evident, nu este vorba despre eros în sensul pe care îl înțeleg în general oamenii, ci despre acel dor care unește dorința irepresibilă, suverană de absolut, cu tensiunea tragică creată de lipsa aparentă a lui Dumnezeu imediat. Ovidiu, ce te-a impresionat pe tine la personalitatea lui Omar Khayyam? Și iată, vorbim astăzi despre poezia lui, pentru că sunt, cum spuneam puțin mai devreme, câteva teme majore în opera lui Omar Khayyam, precum vinul, timpul, dar iată și iubirea. Eu aș spune că Omar Khayyam anticipează cu un mileniu niște tendințe care există astăzi în gândirea spirituală, și anume o transmutare a interesului de la transcendent, de la Dumnezeu, la temei, la ceea ce este dat în mod concret în univers, la condiția umană așa cum este ea în mod natural. Cred că asta m-a impresionat în primul rând, faptul că Khayyam este un căutător foarte sincer, foarte pasionat, dar care în urma căutărilor lui ajunge la concluzia că nu a găsit nimic altceva decât ceea ce este dat în mod imediat și ceea ce este dat nu numai lui ca mare filozof, mare om de știință, mare teolog, ci ceea ce este dat oricărui om. Deci, el, practic, întemeiază o spiritualitate bazată doar pe firesc, pe natural, pe spontan, pe ceea ce nu necesită căutare, pe ceea ce necesită doar să deschizi ochii și, practic, se arată. A spune că anticipează cu șocant de multă precizie, poate, tendințele unor gânditori care erau renovați din secolul 20. Cred că asta a fost prima chestie care m-a impresionat, și anume sinceritatea căutării și curajul faptului de a spune: domnule, nu am găsit mare lucru dincolo de ceea ce este aici. Teologia lui este foarte simplă, în ciuda faptului că este un specialist în teologie și în filozofie și un mare specialist și în științe. Deci este un intelectual de mare anvergură. Pentru lumea islamică este un enciclopedă. Dar cu toate acestea, sistemul teologic este minimal. El tot ce spune e că ar exista ceva care dă temei Universului, dar este pur și simplu un ceva care rămâne neînțeles atât în ceea ce este el în sine, și nu se pune să-l definească pe
Allah sau, mă rog, oricum ar fi, l-ar fi numit, ci pur și simplu spune că este undeva acolo și dă un rost care o fi ăla, nu știe Universului. El chiar spune că Universul nu ar fi altceva decât o misterioasă partidă de șah jucată de Dumnezeu. E partidă de șah, deci are o ordine, are niște reguli ale ei, dar este o misterioasă partidă de șah. Adică o avea logica ei, o avea rostul ei, dar nu știm care este ăla. Rămâne o misterioasă partidă de șah. E frumos să că rămâne totuși o partidă de șah. Deci ceva în care, ceva ce nu se întâmplă la voia întâmplării, la ce nu se petrece la voia întâmplării. Așa că ajung la concluzia că nu știe mai lucrurile despre ce face Dumnezeu în lume, ba chiar e rezervat cum că ar face ceva anume, el își permite să dezică de toate scripturile religioase, a căror cunoaștere o consideră mai degrabă ca un fel de tatonare, ca un fel de rătăcire, se dezice de asemenea orice moralitate religioasă, se arată foarte sceptic față de autenticitatea și sinceritatea moralității religioase și în felul ăsta rămâne doar el cu el însuși, doar omul cu umanitatea lui. Chiar concluzia lui teologică este cât se poate de nu știu, și sceptică, dar și frumoasă. E ceva de genul, hotărăște să nu mai contempli cerul, înconjoarte de fete tinere și mângâiele. Cam asta este apogeul teologiei lui Omar Khayyam. Acum, cu ce spune? Iubirea, să ți ții minte ideea, iubirea la Omar Khayyam este o imensă suferință, o adâncă și înaltă durere pe care o simte în fiecare părticică a ființei sale. Iar acestea, așa cum spune doctrina, vor mărturisi în fața lui Dumnezeu la ziua învierii și a judecății. Iată un citat foarte frumos. Da, atenție, deci Omar Khayyam nu pune foarte mult accent pe doctrinele escatologice. El chiar pare de multe ori să consideră moartea ca fiind finalul definitiv al vieții umane. E mai degrabă agnostic cu privire la chestii escatologice, pur și simplu nu știe ce se mai întâmplă, după nici măcar nu știe dacă se mai întâmplă ceva. Deci, după cum a spus, el se arată foarte sceptic față de orice construcție teologică, așa că rămâne cu omul care este dat la îndemână. Și în condițiile astea el rămâne practic cu investigația filozofică. Nici cu asta să nu face mare lucru, după ce el este autor cu câteva tratate de filozofie, dar cu toate acestea ajunge la concluzia că existența omului ar trebui să fie mai degrabă naturală și spontană decât etică sau mânată de o valoare superioară. Nu găsește absolut nicio valoare mai înaltă care ea să-i dedice vieții. Așa că pur și simplu își acceptă toate pornirile, toate slăbiciunile ca fiind date ultime întrucâtva. Întregul lui sistem existențial se bazează tocmai pe aceste porniri firești nesofisticate ale naturii umane. Practic, el găsește natura umană punctul ultim de referință al spiritualității și al eticii sale. Tot așa, ca și în plan teologic, concluzia lui filozofic este că se poate diagnostică. Nu reușește să găsească un sens la nimic, chiar că el pare totuși să fie destul de sigur că un astfel de sens ar exista, dar cunoscut doar de un Dumnezeu care stă bine mersi undeva în transcendență și nu intervine aici. Concluzia lui filozofică este nimeni nu a putut să-mi explice niciodată de ce am venit, de ce plec. În aceste condiții, deci a rămas fără Dumnezeu, fără revelație care să-i spună ceva despre univers și despre el de deasupra, el însuși nu găsește mare lucru, așa că ce mai rămâne de făcut lui Khayyam? Se lasă și de teologie și de religie, se lasă și de filozofie și rămâne cu el însuși. Dar după cum am spus, un el însuși pe care refuză să-l rafineze foarte mult. Practic, eșuând să găsească niște valori înalte pentru care să se sacrifice, el practic se dezice de orice idee de luptă, de sacrificiu, de bătălie pentru ceva. Practic, viața trebuie să fie trăită cu simplitate, cu spontaneitate, cu firesc, lăsându-ne întrucâtva în voia pornirilor naturale. Asta nu înseamnă o cădere în lascivitate, fiindcă la urmă oamenii și lascivitatea este tot o urmărire oarbă a ceva, a pornirilor naturale. El pur și simplu propovăduiește o derulare firească și armonioasă a vieții cu pornirile ei firești. Deci, de asta spune că, într-un anumit sens, promovează nu atât un hedonism nețărmuit, cât mai degrabă un hedonism firesc, în care natura umană să-și găsească împăcarea.
nu, care să nu fie cultivat în exces de natura umană. Mai mult decât atât, atenție, el este foarte... E foarte interesant că este unul dintre primii autori, unul dintre primii gânditori care pune bazele unei spiritualități explicit deterministe. Hayam este cât se poate de fatalist. Crede în predestinare și crede că omul este nu are pide liber arbitru și că este întru totul supus predestinării. În felul acesta, el practic diminuează foarte mult importanța omului și a deciziilor sale. Omul nu mai devine atât un actant liber, cât mai degrabă un participant la derularea propriului său destin. Prin urmare, în loc de încrâncenare și în loc de a urmări ceva cu tenacitate, Hayam propune participare spontană, dezvoltă, ca într-un joc. Deci, așadar, aș spune că existențialismul lui Alan Watts este tocmai al lui Alan Watts, al lui Omar Hayam, dar nu am spus întâmplător Alan Watts, fiindcă seamănă foarte mult cu ceea ce propune Alan Watts, cu participarea la o diferență de multe secole unul de altul. Un mileniu. Dar, da, într-adevăr, o diferență de multe secole, dar spune că și biografiile lor au ceva în comun, adică o etapă foarte religioasă în prima parte a vieții, urmată apoi de o investigație liberă și care conduce la un scepticism și la o dezicere de religiile programatice și la găsirea spiritualității în firesc. Și tocmai asta spun că Omar Hayam tocmai asta, redescopere, să zic așa, relevanța spirituală a firescului. Practic, religia lui este o religie a banalității. Pentru el omul nu este, nu are nimic important, practic, în el. Omul este doar ceea ce este, chiar spune la un moment dat că omul este un, imediat că am scris undeva, este un, nu mai găsesc, spune că este ceva de genul un fir de praf. Practic, el banalizează condiția umană, banalizând-o, o deprivează de posibilitatea de a accede la ceva superior ție sau la o perfecțiune superioară. Practic, omul este ceea ce este și tot ce are de făcut este să-și trăiască cu seninătate acest dat natural. Aici, și aici intervine însă o chestie interesantă. Deci, practic, el propune o contopire totală cu clipa prezentă, cu datul firesc. O contopire care nici măcar nu este etică, dar a spune că este totuși un pic empatică. Hayam propune oarecum potențarea maximă a trăirii prezentului prin iubire. Deci el de multe ori, deși este împotriva oricărui sistem etic, se arată foarte empatic cu ceilalți. Adică propune oarecum o atitudine de împărtășire a vieții. Viața în firescul ei este o viață care conține elementul de părtășie în firescul ei și astfel trebuie trăită împărtășie. Pentru a trăi în armonie cu viața, trebuie să o împărtășim. Deci este o etică simplă, dar totuși frumoasă. Nu este o etică pur individualistă. Este o etică bazată pe un sentiment natural al părtășiei. Ceea ce reușește Hayam în felul ăsta este, în primul rând, eliberarea de suferință. Drama umană devine drama unui fir de praf care e undeva suspendat în spațiu. Nu mai are substanță, nu mai are nimic tragic. Pur și simplu, Hayam chiar spune la un moment că își bate joc, ridiculizează, râde în fața dramelor și a destinelor tragice. Pur și simplu, nu e nimic tragic, poate fi cel mult neplăcută viața. Ce loc, pentru că el e cunoscut într-adevăr, mai ales în cultura românească, este cunoscut ca poet. Ce loc ocupă poezia în opera lui Omar Hayam? El a scris mai mult decât cartrenele, el a scris chiar și tratate științifice, și de arhitectură, de geometrie și de științe naturale, a scris și filozofie destul de multă. Aceste catrene pentru care el este deosebit cunoscut în plan în vest, sunt oare conțin reflecția lui aspect de maturitate. Aș spune că oarecum reprezintă apogeul său filozofic. El are și niște tratate mai asertive scrise în prima parte a vieții. Dar aceste catrene scrise în primul rând în persană, într-o limbă care la vremea aceea nu prea mai era o limbă cultă. A spune că sunt reprezintă într-o chipează atitudinea lui sinceră față de viață, atitudinea lui finală, pe care practic el marchează momentul în care el se dezice de știință, de filozofie și rămâne el cu el însuși în banalitatea sa de vorbitor de persoană care nu își mai bate capul să mai scrie în arabă. Tratele științifice sunt scrise în arabă. Bine, se pare că și unele catrene s-au fost scrise în arabă,
dar nu știm nimic sigur să despre autenticitatea catrenelor. El devenind foarte cunoscut pentru aceste catrene, s-a întâmplat ce se întâmplă, de exemplu, și în spațiul indian, și anume un fenomen invers plagiatului, în care autorii ulteriori scriu și ei în spiritul unui autor mare și semnează cu numele lui. Așa se face că avem destul de multe catrene semnate cu numele Omar Khayyam. Este foarte greu de stabilit care îi aparțin lui și care nu, fiindcă acei discipoli ai lui, cum se întâmplă mereu în lumea orientală, au fost foarte fideli stilului și modului de abordare al maestrului, așa că scriu practic la fel ca el. De aceea, a decide care este autentic și care nu, eu să acela poate imposibil și poate că nu contează foarte mult atâta vreme că și cele apocrife sunt scrise tot în spiritul său. Deci aș spune că chestiile de critică textuală nu își prea au rostul. Oricum, noi ne fie cei care nu suntem cunoscători de persoană, nici nu ne putem băga în așa ceva, dar și cei care știu persoană au încercat fără prea mare succes să deceleze între catrenele autentice și cele apocrife. Ce ne pot spune în cadrul operei lui Omar Khayyam despre tema vinului? Vinul este singurul sacrament pe care l-a acceptat Omar Khayyam. Vinul însă nu, că spre deosebire de sacramentele tradiționale ale religiei care conduc la un alt nivel de existență, care umplu cu un anumit duh, care este dat omului dinspre, de sus, vinul nu face altceva decât să potențeze experiența firească a omului. Vinul nu face altceva decât să-l cufunde pe om cu totul în datul său imediat și practic face în acest dat imediat un paradis. Practic, sub efectul vinului, omul trăiește plenar experiența prezentă, experiența imediată și o trăiește într-un mod liber de construcție pe care le supraimpune de regulă experienței, cum ar fi, nu știu, idealurile sale, valorile pe care le urmărește, discriminările etice, vinul pur și simplu dă o cufundare liberă în această experiență, o trăire a ei, plenară a ei, o trăire dezinvoltă, care practic capătă nuanțe paradisiace în acea experiență extatică a beției. Deci Khayyam nu consideră vinul în același mod cum care consideră ceilalți sufiți, care văd mai degrabă o ieșire din individ către Dumnezeu. Pentru Khayyam, din contră, vinul nu face ceva decât să te afunde în datul prezent, te face să trăiești în plenitudinea lui și în mod liber. Deci, fără a mai avea în vedere nicio urmărire a unei valori sau discriminarea unei situații. Practic, trăiești ceea ce ți este dat, fără să pui întrebări, fără să urmărești ceva, ci te bucuri pe deplin de prezent. Și ăsta este paradisul lui Khayyam. Este un paradis bahic, aș spune. Un paradis teluric, dar iată, actualizat sub efectul vinului. Tavernele erau cunoscute și pentru sufiți ca locuri de întâlnire, ca locuri de inițiere, clar chiar. Pentru Khayyam se întâmplă același lucru, doar că este o inițiere nu în transcendent, ci o inițiere, chiar o afundare plenară în prezent, în datul imediat. Așa că spune că Khayyam este străbunicul lui Alan Watts de astăzi, care îi practic propune același lucru, o afundare liberă de planuri, liberă de valori în datul prezent și o trăire spontană în acest dat prezent și o dizicere de, cel puțin de certitudine religioasă. Hai să zicem, hai poate nu de căutări. De un soi de dogmatism. Da, o dezicere clară de dogmatism, dar la uneori Khayyam pare să fie destul de reticent și privire la căutări. Adică el a căutat mult la viața lui, a trăit destul de mult, a filozofat, nu și mai mult decât a trăit, că nu se poate, dar a filozofat la greu, dar la finalul filozofării am spus ce concluzie trage el, hotărăște să nu mai contemple cerul. Deci a spune că sunt foarte multe similitudini între Alan Watts și Omar Khayyam. Pe mine asta m-a șocat la el, tocmai similitudinea lui cu autor general Watts, Eckhart Tolle, și similitudini cu o tendință de astăzi din spiritualitate de a promova trăirea liberă datului în loc de a căuta altceva. Asta face și Omar Khayyam. E impresionant că face cu 1000 de ani în urmă, e impresionant că face în mediul islamic. Cred că nici astăzi nu ar fi ușor să adopte astfel de poziție în mediul islamic. În Persia, clar, n-ar fi. În Iranul de astăzi, clar, nu pot să faci asemenea afirmații. Dar iată că acum 1000 de ani lumea islamică arată cu totul altfel. Era mult mai filozofică, mult mai deschisă, mult mai evoluată tehnic, științific. Din păcate, astăzi, da, e un pic mai restrictivă. Dragii noștri, am vorbit. Mai nu chestia să ne spune.
Te rog. Poți să mai spun o chestie? Te rog. O mărgare mică mai cunoscută în mediul românesc decât avem noi impresia. În anii 40 s-au publicat unele catrene traduse, evident nu din persană, ci prin mijloacirea unor limbi moderne și printre altele Ionel Fernic. Ionel Fernic fiind o rudă a celui care a fondat Mare Șantier Naval din Galați și care a fost unul dintre pionierii aviației și parașutismului românesc, chiar a tradus pe un carnețel vreo 70 de catrene și care au fost și publicate între timp la... Nu l-a intrat Herald, însă. Dar el este mai cunoscut decât avem impresia. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Omar Hayam, Caravana vieții, 500 de catrene, o carte publicată în colecția Înțelepciunea inimii, o colecție care, iată, în care regăsiți foarte multe titluri din cadrul campaniei Iubirea în poezia persană. A fost astăzi alături de noi Ovidiu Nedu, filozof, căruia îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!